Ești o persoană care pare deschisă în comunicare, dar în realitate ești incredibil de ambițioasă și orientată spre scop. Consideri că la lasă o parte importantă a vieții, dar adevăratul scop este premiul care te așteaptă la sfârșitul acestei căi. Ești extrem de mobilă și activă, dar aceasta nu este o activitate doar de dragul de a face ceva. Știi exact unde să te străduiești și cum poți ajunge la obiectiv. Capacitatea de a planifica, gândirea strategică, determinarea și manierele plăcute atrag oameni care sunt gata să-ți sprijine eforturile și să-ți oferă o șansă de succes. Ești o persoană inteligentă, activă, care are curajul să-și apere credințele. Durerea, conflictul, lupta sunt categorii care nu-ți sunt străine deoarece dificultățile și obstacolele apar prea des pe calea vieții tale. Cu toate acestea, ai o șansă bună să-ți atingi obiective de anvergură, care se datorează în mare măsură combinației neobișnuite de har și vitalitate, dar în același timp, reușești să nu provoci gelozie și invidie în ceilalți. Cu toate acestea, ești capabilă să răspândești frica în adversar sau cel puțin să i determin să simtă anxietate. Este demn de remarcat persistența ta în atingerea obiectivului, poate de aceea dușmanii te au șanse mici de victorie. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, irresponsabilitate, inconstanță, logică. Ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de Maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali, planeta ta în exil este Mercur, lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru ta de obiectivitate, ambiția și capacitatea de a stabili obiective ridicate realizabile determină 50% din succesul tău dacă nu lucrezi în beneficiul companiei sau al societății, atunci cu scopul de a-ți satisface nevoile și ambițiile personale, ai o gândire strategică, te caracterizezi prin hotărâre, fermitate, prin bunele maniere. Sociabilitatea servește ca puncte către societate, îi conduci cu ușurință pe oameni. Ai predispoziția de a prezenta tendințe egomaniacale și sociopatice, însă, din fericire reușești să te asiguri că aceste tendințe distructive nu-ți domină personalitatea. De regulă, idealurile și aspirațiile tale sunt lipsite de interesul de sine și cel mai adesea servesc obiectivelor înalte, fie ele umaniste, politice sau creative. De fapt, ești pregătită să-ți jertfești propriul confort și bunăstarea de dragul a ceea ce crezi tu, înzestrat cu talent organizațional, Ești capabilă să asculți opiniile colegilor și asociațiilor, dar nu vei tolera o amenințare serioasă pentru puterea ta, care rămâne întotdeauna de nezdâncinat. Tentația de a avea puteri limitate într-o sferă sau alta este foarte mare pentru tine, așa că, de dragul binelui propriu, ai nevoie de o reflecție periodică asupra acțiunilor tale. Ai o minte critică ești capabilă să dai cu ușurință și instantaneu argumentul necesar și să evaluezi adversarul. Cu toate acestea, dacă ești atașat emoțional de un anumit subiect, obiectivitatea ta dispare uneori. De aceea, ar trebui să faci o distinție clară între personal și social. Deci, de exemplu, o favoare specială pentru prietenii poate afecta negativ atmosfera de afaceri din echipa de lucru și, în consecință, rezultatele unei cauze comune. Cu cât vei putea face față tendințelor destructive din tine însăți, cu atât mai bine. Aceste lucruri nu înseamnă totuși că ar trebui să-ți suprimi individualitatea, trebuie doar să înțelegi consecințele propriilor acțiuni pentru ceilalți. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești curajoasă, independentă, veselă, filozofică. În relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia. Ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener? Nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini? Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn cum afectează data de 4 decembrie soarta ta, ești întotdeauna în centrul atenției și evenimentelor, în întotdeauna în urmărirea idealurilor tale. Ai mintea și curajul cu tine, crezi vehement în idealurile tale și ești uneori gata să le aperi agresiv. Rivalitatea, conflictul și lupta sunt însoțitori frecvenți în viața ta, dar ai întotdeauna rezistența pentru a le depăși și a merge mai departe. Ai toate șansele să obții ceea ce ți dorești datorită zelului și perseverenței tale. Succesul tău este rezultatul unei munci extraordinare, așa că niciunul din cei din jur nu crede că realizările tale sunt nemeritate și că au căzute din cer. Tot ceea ce ai, tu obții rupându-ți mâinile prin spiniscării scării carierei, ajungând de la noi modalități și metode de obținerea obiectivelor. Dacă tu simți cel puțin o picătură de îndoială cu privire la oponentul tău, datorită diplomației naturale și intuiției, poți câștiga rapid prin înșelăciune abilă și nici măcar nu intri în conflict. Mintea ta critică găsește întotdeauna rapid un argument adecvat pentru fiecare adversar. Atitudinile sociopatice sunt inerente caracterului tău, dar le controlezi mereu și nu le permiți să-ți influențeze personalitatea. Tu servești dincolo de obiectivele tale și te străduiești pentru idealuri înalte, valorile tale de bază sunt lipsite de coajă materială și de interes propriu, natura ta senzuală îți direcționează forțele pentru a atinge orientări creative, spirituale și umaniste, de dragul credințelor tale, ești gata să abandonezi tot confortul și bunăstarea obținute, în colectiv tu asculți părerile celorlalți dar nu vei permite niciodată cuiva să ia decizii pentru tine însăți și nu vei tolera critici străine despre acțiunile tale. Talentul organizațional, forța de muncă și perspectiva te diferențiază de masa celorlalți, datorită acestui fapt ești observată rapid și pusă într-o poziție în care îți poți dezvălui potențialul. Uneori, o mare dorință de a te afirma te provoacă să-ți asumi o responsabilitate insuportabilă, de multe ori aceasta se încheie cu nemulțumirea față de tine însăți și dezamăgirea, dar te refaci repede și continui să lucrezi. Este extrem de important și chiar necesar să separi clar viața personală și munca, lucrul cu cei dragi te face moale și părtinitoare, aceste lucruri poate deteriora atmosfera de afaceri și de atingerea scopului. Este foarte important pentru tine să ai un spate de încredere și un însoțitor blând care să devine o bucurie pentru tine. Ești întotdeauna gata să-ți ajuți prietenii dacă este cu adevărată nevoie. Ai un cerc larg de contacte, în care ai personalități foarte diverse. Ai o energie puternică și strălucitoare, alții o simt și ajung la tine. Dragoste și compatibilitate. Trăiești cu plăcere, bucurându-te de companie unei varietăți de oameni și adaptându-te ușor la diverse situații. Într-o relație romantică, preferi o uniune stabilă și de durată, cu condiția să ai un anumit grad de libertate și independență. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstreze în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, poți fi numită sufletă larg deschis, dar de fapt, ești intenționată, ambițioasă, poți fi invidioasă și răzbunătoare, ai tendința să critici dur ideile celorlalți, poți fi intolerantă și impulsivă. Dar dacă totul merge conform planului tău, atunci te vei schimba. Devi prietenoasă, plină de satisfacție. Pentru tine, recunoașterea înseamnă multe. Te străduiești pentru faimă, obținând un statut social ridicat. Pentru aceasta, ești dispusă să jertfești mult. Adesea prima victimă este familia. La locul de muncă, ești apreciată pentru inteligență, intuiție, perspectivă. Ești un strateg născut. Aceasta poate fi o bază excelentă pentru munca managerială, dar pentru activități de succes, trebuie să înveți să-ți controlezi emoțiile și să evaluezi obiectiv colegii și situațiile de muncă. Pentru tine, orice domeniu de activitate interesant poate deveni o prioritate. Poți avea succes în arhitectură sau în management. În orice caz, oriunde vei fi, vei oferi tot ce este mai bun la 100% sănătate și boli. Ar trebui să te asiguri că energia agresivității tale nu scapă de sub control. Aceste lucru este necesar atât pentru binele propriu, cât și pentru binele familiei. Exercițiile fizice sunt extrem de utile pentru tine, inclusiv sporturi de echipă și competitive, precum și cele asociate cu depășirea dificultăților și obstacolelor, alpinism, alergare, sporturi nautice. Aceste lucru te va ajuta la arderea excesului de energie și agresivitate. În plus, ar trebui să înveți meditația, exercițiile zilnice care durează câteva minute vor oferi un rezultat bun. În ceea ce privește dieta, cel mai bine este să o construiești pe baza alimentelor terestre, cereale, legume rădăcinoase, pâine, supe, reducând în același timp consumul de zahăr, condimente alcool, destinul și norocul. Universul ți-a destinat să fii mascota soartei. Peste tot ai noroc și succes. Ești înzestrată cu abilități organizaționale excelente. Înzestrată cu haroratoric, poți găsi un limbaj comun cu orice persoană. Dar cu ei s-a dat mult, i se cere mult. Dacă devii mândră și îți uiți prietenii și rudele, începi să neglijezi oamenii și lumea, vei rămâne singură faturi pentru tine. Este important să nu te supra-soliciți. Riscul de a arde la locul de muncă este foarte mare. Ai încredere că cea mai înaltă putere de pe pământ este puterea iubirii. Ține-ți starea de spirit ridicată, dar controlează-o. Concentrează-te mai mult pe obligațiile interne de familie. Nu te teme să pierzi puterea. Ce cadouri ți se potrivesc? Natura ta este pasională, curioasă, păstrând copilăria naivă. Cu toate acestea, nu vei dori ca nimeni să ți devină dușman. Este extrem de periculoasă, săgețile ascuțite ale sarcasmului sunt direcționate de mâna fermă a rațiuni, distrugând voința și spiritul inamicului. Dacă cineva dorește să-ți facă un cadou bun, ar trebui să țină cont nu numai de regulile generale, ci și să asculte acest sfat ai grijă să nu calci pe coada săgetătorului. Tu ești prietenoasă până când simți pericolul sau minciuna. Și tu urăști mai ales minciunile și nu știi cum să le ierți. La un cadou greșit, vei simți cu ușurință o atitudine nesinceră față de tine însă și îți va fi extrem de dificil să-ți schimbi impresia. Ce să ți se ofere pentru a ți place cu adevărat cadoul? Un abonament la sala de sport, piscină, sau una? Echipament sportiv sau echipament pentru exerciții, smartphone, armament mic, chite de drumeții, termos, binoclu, busolă și lanternă, un abonament anual la presa scrisă preferată, albume de artă, discuri de vinil rare, cu siguranță nu vei refuza o vizită turistică într-o țară exotică, o săritură cu bangi, o plimbare cu balonul sau o lecție de acrobatică cu aeronave mici vei accepta fericită cadouri farse, vei găsi un cadou sub strigătele de caldrece legată la ochi, un cadou cu mor, de exemplu, o praștie sportivă într-o cutie cu arbalete desenată pe capac, îți va determina aprobarea. Un mic lucru etnic sau șapte elefanți retro te vor încânta, mai ales dacă o sticlă de ceva bun este atașată la tamburinul șamanului. Numai puțin despre figurine sculptate vei fi încântată de sticlărie, pahare, pahare de vin, pahare originale și căni de bere. Vei fi recunoscătoare din tot sufletul dacă ți se va oferi un serviciu de porțelan sau o pereche de căni de ceai din aur de colecție. Albume și cărți despre artă și gătit plus felicitări. Dar ceea ce nu vei putea permite la ziua ta de naștere sunt discursuri lungi cu felicitări publice și o de ta. Și mai departe, nu-ți plac cadourile făcute manual, din păcate. Tu vei aprecia orice flori, un buchet elegant de salon într-o cutie cadou sau un braț de flori și erburi de luncă proaspăt culese. O varietate de flori într-un buchet și o revoltă de culori sunt binevenite. Apreciez tehnologia ușor de strecurat într-o geantă sau buzunar. Notoriul Mr. Gadget din desenele animate este un model pentru săgetător. Nu-ți poți imagina viața fără dispozitive multifuncționale compacte, precum și tot felul de gadgeturi tehnice și noutăți, în bijuterii, precum și în îmbrăcăminte, iubești totul strălucitor și neobișnuit, Brățări masive cu un model etnic, mărgele din turcoaz vesel precum cerul pe care l vizezi, inele largi cu și fără pietre. Formulata este simplă, bijuterile nu trebuie doar să fie frumoase, ci și să te înfrumusețeze ușor. Chiar și cele mai elementare elemente, mobilier, veselă, așternuturi, pot fi relevante pentru tine. Tu dedici atât de puțin timp gospodării încât poți bea ceai din pahare de plastic ani de zile. Vei arăta o îngrijorare autentică când ți se oferă ceea ce ai cu adevărată nevoie. Parfumul pentru tine este o varietate de arome florale, de parcă ai plasa un oraș plin de viață direct într-o pajește colorată. Veselă, porți soarele în inimă, așa că îți place să simți parfumurile florale discrete care amintesc de vară și de libertatea nemărginită. Poți fi recunoscută ca un cunoscător de bibelori și suveniruri. Ai deja o mare de ele, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine nu? Îți place în special exoticul? care îți transformă locuința într-o ramură a cabinetului curiozităților și a clubului călătorilor. Crustacei cretacice, amuletă voodoo, castaniete, tamburine de șaman, o vază din Veneția, un arece cu săgeți, totul își va găsi locul pe raftul tău ospitalier. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.